venit pentru Victor. Este bucuria mare că acum este doctor. Îmi pare rău că nu potesc să vorbesc rumește, dar ne înțelegem. Ne înțelegem. Very good. So Deuteronomy, I think, is a fascinating book, a very special book of the Bible. Deuteronomul cred că este o carte fascinantă și o carte specială în Biblie. Victor wrote a thesis on just one chapter, even a very special chapter, and we will see why it is so interesting. Victor, adică eu am scris o teză despre cel de-al patrulea capitol din Deuteronom, despre discursul lui Moise din cel de-al patrulea capitol, al cărui conținut este fascinant și interesant și o să vedem despre de ce este considerat așa. You know also that Victor and several other people, I think some are present here, are working on a Romanian translation of the Bible, and the first volume on Genesis already appeared, and is a very beautiful work. Dominic cunoaște despre proiectul de traducere a Bibliei ebraice în limba română, iar printre membrii traducători sunt și persoane prezente la această întâlnire. I would like to start with a picture of this morning. Ar dori să pornească conferința pentru o fotografie de astăzi, din prima parte a zilei, de dimineață. This is Victor, and in the center is the Grand Rabbin, the Chief Rabbi of Romania, Rafael Schaffer. And we had an hour of discussions about the Hebrew Bible, about the Old Testament, and as you can see, it is an immediate friendship, because the Bible brings people together. S-a vorbit despre Biblie, foarte mult printre altele, s-a vorbit despre Biblie și se pare, așa cum se arată din această fotografie, că Biblia leagă prietenii între oameni. Therefore, if we study the Bible together, the more we study the Bible together, it also will bring us together even closer. Cu cât studiem mai mult Biblia, cu atât mai apropiați vom fi. Pentru că acest demers este odată unul care are o calitate sau un caracter unificator. Even beyond religions. Chiar și transreligios, între religii, nu numai interconfesional. Let us now move into Deuteronomy and its context within the Bible. Where do we find Deuteronomy in the Bible? Să mergem către Deuteronom și să vedem în ce context se află această carte în Sfânta Scriptură, în Biblie. So, if you remember, of course we know Deuteronomy is the fifth book of Moses. So the first being Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Deuteronomul, așa cum bine știți, este cea de-a cincea carte a Sfintelor Scripturii a Bibliei, fiind precedată de cărțile Geneza, Exodul, Leviticul și Numeri. Cea de-a cincea carte a lui Moise, cunoscută în tradiție creștină. The books from Exodus to Deuteronomy comprise the life of Moses. În cărțile de la Exod la Deuteronom este surprinsă viața lui Moise. And the scheme and the arrows here show the first half of the book of Exodus tells us how Israel is liberated through Moses from Egypt. În slide-ul de pe, care se vede în prima parte, în partea din stânga, se vede, este reflectată prima etapă din acest fir narrativ, anume ieșirea din Egipt a fiilor lui Israel, primele 18 capitole cărții Exodului. From Exodus 19 to Numbers 11, Israel stays at Mount Sinai to receive God's revelations. De la
capitolul al 19-a din Exod până la cel de-al 11 al cărții Numeri, fiii lui Israel sunt prezentați în Sinai, locul în care primesc revelația dumnezeiască. The rest of the book of Numbers, Israel moves 40 years in the desert from Sinai to the land of Moab. În următoarele capitole până la sfârșitul cărții Numeri, israeliții se deplasează de la din Sinai până la până Moab. În vreme de 40 de ani sunt surprins și 40 de ani în pustie. While the book of Deuteronomy, the first book of Moses, is staged entirely in the land of Moab at the border of the river Jordan. Acțiunea cărții Deuteronomului se desfășoară strict în Moab, la marginea răsăriteană, în raport cu țara Canaanului. Și did you say that everything passes in one day? Și toată acțiunea se desfășoară într-o singură zi. It's the last day of Moses' life. Este ultima zi în viața lui Moise. At the very end of the book, Moses dies there, seeing the land, but not being allowed to enter the land. La sfârșitul cărții, sau mai bine, sfârșitul cărții îl prezintă pe Moise încheiindu-și parcursul pământesc, privind țara, dar ne fiindu-i îngăduit să pătrundă în ea. In the book of Joshua, the next book in our Bibles, Israel takes the promised land into possession. În următoarea carte, în cartea lui Iosua, fiii lui Israel, poporul lui Israel cuceresc, sunt prezentați cucerind țara făgăduită. The following books, Judges, Samuel and Kings, următoarele cărți, judecători, cărțile lui Samuel și cărțile regilor, all tell the history of Israel in the land until the great catastrophe of exile. Toate relatează parcursul istoric al israeliților în țara făgăduită până la marea catastrofă a exilului babilonian. In fact, it's two catastrophes of two exiles. De fapt, sunt două catastrofe urmate sau care implică două exiluri. The first happens, this is a historical event, in 720 before Christ, that the Assyrians destroy the northern kingdom of Samaria. Cea din tâi catastrofă este reprezentată de evenimentul tragic din 720, în anul 720 înainte de Hristos, când asirienii cuceresc capitala regatului de nord, Israel. And only the small country of Judah around Jerusalem survives. Și numai regatul lui Iuda supraviețuiește acestei atac. While in 587 BCE, the Babylonians even destroyed Jerusalem and the temple. Însă în 587 înainte de Hristos, un alt mare imperiu, imperiul babilonian, reușește să distrugă și Ierusalim. This is the total catastrophe for the people of God, Israel, our Israel of the Bible. Aceasta este catastrofa, am putea spune, total a fiilor lui Israel, a poporului Israel, așa cum este relatat în Sfânta Scriptură. And this is the end of the history, that this enormous historiography tells us about the people of Israel. Acesta este și sfârșitul marii historiografii în care este relatat parcursul istoric al fiilor lui Israel. În cărțile de la Exod până la de la Geneza, mai bine zis, până la ultima carte a Regilor. From creation to the total destruction. De la creație până la distrugere totală. This is a very unusual end for such a great history. Este un final neobișnuit pentru o astfel de lucrare de istorie curfie. So there is a huge question mark at the end of history. Așadar este un mare semn de întrebare, un mare semn de întrebare la sfârșitul istoriografiei. God is
the God of Israel and has rescued Israel from Egypt, and in the end it's destroyed. Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel care i-a scos pe fiul lui Israel din Egipt, iar la sfârșit el însuși, așa cum spun cărțile regilor, i-a distrus ca popor. Can there be any future? This is the great question. Există sau poate fi vorba despre un viitor? Aceasta ar fi întrebarea. Un viitor pentru fiul lui Israel, pentru poporul Israel. To understand how terrible this destruction was, we should look at the political and historical context of these destructions. Pentru a înțelege cât de amploarea acestei distrugeri, ar trebui să ne uităm la contextul politic al acelei perioade. Here we see the expansion of the Assyrian Empire from the 9th to the 7th century. Vedem aici expansiunea Imperiului Asirian între secolul 9 și secolul 8. Înainte de Hristos. 7. Între secolul 9 și secolul 7, înainte de Hristos. And we see that at the larger expansion, the Assyrians who had their core land in what is today Iraq, even conquered Egypt. Precum putem vedea, asirienii care aveau sediul în, așa zis, în Irakul de astăzi, în locurile care aparțin Irakului de astăzi, au cucerit până spre teritoriul până spre Egipt. Now we are in the lucky position that the Assyrians even documented their destructions and their warfare. Dar într-o poziție privilegiată pentru că asirienii și-au valorificat imortalizat momentele acestei istorice în anumite lucrări. Here we see reliefs now in the British Museum. Vedem aici, avem bazoreliefuri din expuse în British Museum. How they destroy a city 40 kilometers southwest of Jerusalem. Cum au distrus o cetate la 40 de southwest of Jerusalem, 40 kilometers. La 40 de kilometri sud vest de Ierusalim. Here the Assyrian soldiers are attacking. Deci soldații asirieni atacă, depuse de atac. Here we see how with machines they destroy the city wall. Vedem aici cum folosind de mașinării care distrug zidurile cetății. While the defenders are trying to defend the city. În timp ce cetățenii sau armata cetății încearcă să apere. And at the same time we already see how through the city gate women and children have to go to exile. În același timp vedem cum pe porțile cetății femeile și copiii sunt în exil. Iau calea exilului. Here we see them how they the families and their belongings had to go to exile. Deci aici vedem cum familiile cu toate bunurile merg în exil. And here how soldiers are killed. Iar aici cum soldații sunt omorâți. So a very violent military campaign that completely destroys life in Judah. Așadar, o campanie militară deosebit de violentă care distruge viața populației. Coming back to our historiography, Deuteronomy is quite in the center of this huge history. Întorcându-ne la ansamblul istoriografic, se poate observa că Deuteronomul ocupă o poziție centrală. Now, one of the very interesting aspects of Deuteronomy is that Moses, being the greatest prophet of Israel, speaks even about the end of history, speaks as a prophet about the catastrophe of exile.
Este interesant că Moise, în calitate de profet, în calitate de cel mai mare profet, vorbește și despre viitor, adică despre distrugere, despre distrugerea relatată în cea de-a doua carte a Regilor. And as the great prophets, Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel are following them in our Bibles, they also mainly treat these catastrophes of the exile and how the future could be possible. Și în cărțile marilor profeți Isaia, Ieremia și Ezechiel se tratează același subiect al exilului, al deportării, precum și faptul sau tema posibilei întoarceri sau cum ar trebui să se petreacă această revenire în țara păgăduită. So, to summarize these aspects, could you just read this? Pentru a rezuma cele spuse, anumite Deuteronomul ocupă o poziție centrală între două mari compoziții, la sfârșitul Pentateucului, adică la sfârșitul cărților de la Geneză la Numeri, la Deuteronom, și la începutul coleții cunoscută astăzi ca istorie deuteronomistă, adică cărțile de la Deuteronom până la Regi. Precum Moise este cel mai mare dintre profeți, reflectează asupra cauzelor exilului și asupra motivelor restabilirii. Tot așa profeții mari, Isaia, Ieremia și Ezechiel, problematizează aceeași temă, se învârtă în mare măsură în jurul problemei catastrofei exilului și cum poate să fie aceasta depășită. So, as an example on how Moses speaks about the catastrophe, we can see here the final passage of Deuteronomy 4. Pentru a avea un exemplu al manierei în care Moise vorbește despre exil, Domnul vă propune un pasaj din sfârșitul discursului din Deuteronom 4. This is Victor's text. Victorului. So let's just read verse 27. Să dăm lectură versetului 27. Domnul vă va împrăștia printre popoare și veți rămâne oameni. Aici se pare că e ușor de numărat, puțin printre națiunile la care o va duce Domnul. So obviously Moses is speaking about the Babylonian exile. Așadar, în mod explicit, Moise vorbește despre exilul babilonian. In the same chapter, a few verses before, în același capitol, în câteva versete mai departe, Moise adresează următoarele cuvinte. Întreabă timpurile de la început care au fost înaintea ta, din ziua în care l-a creat Dumnezeu pe om pe pământ, de la o margine până la alta a cerului, a fost ceva ca lucrul acesta mare sau s-a mai auzit ceva asemănător? A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu și să fie rămas viu? And all of us who know the Bible remember that this refers to Genesis 1, the creation of the world, and to the revelation at Mount Sinai. Și toți aceia dintre noi care cunoaștem Biblia știm că Moise aici face referire la narațiunea creației din Geneza 1 și la relatarea teofaniei din Muntele Sinai, în Exod, capitolele 19 și 20. So, Victor's dissertation was about this beautiful reflection of Moses that comprises creation, Exodus, but also even the catastrophe of the future exile. Și în teza pe care, în disertația pe care am pregătit-o, într-adevăr, așa cum spune Dominica, am surprins această reflexie a lui Moise asupra creației, asupra teofaniei din Muntele Sinai, dar și a faptului că Moise are în vedere și marea catastrofă, exilul babilonian. Now, this quality of Deuteronomy is present in the whole book. Moses speaks today, on the last day of his life, about the past and about the future. Această calitate a discursului lui Moise este prezentă în toată cartea Deuteronomului, în ziua
deuteronomică, Moise vorbește despre trecut, are în vedere prezentul și privește către viitor. This we could even say implies a sort of philosophy of history. Aceasta implică o oarecare măsură o filozofie asupra istoriei. Moses learns from the past. Moise învață din trecut to reflect today about the future. Pentru a reflecta astăzi asupra viitorului. And this is what we have to do today as well. Lucru pe care trebuie să-l facem și noi în prezent, astăzi. So Deuteronomy is a book at borders. Prin urmare, Deuteronomul este o carte la granițe. Și pentru a explica de ce este privită în acest sens, acțiunea se desfășoară la hotarul țării făgăduite, la răsărit de Iordan, dincolo de Iordan, așa cum spune naratorii. Acțiunea se petrece la sfârșitul vieții lui Moise, deci un alt hotar, o altă graniță, în vreme ce Israel trebuie să treacă Iordanul pentru a pătrunde în țara făgăduită, Moise trebuie să treacă o altă graniță, granița morții. Din această tensiune apare caracterul de testament al lui Moise, al cărții Deuteronomului. Moise transmite israeliților Tora, învățătura, pentru ca aceștia să poată pătrunde în țară fără el, dar cu învățătura sa. There is another basic important aspect of Deuteronomy, namely that it is a teaching for the second generation. Un alt aspect foarte important al Deuteronomului este că învățătura conținută reprezintă o învățătură pentru noua generație. Because those who experienced this revelation at Sinai had to die in the 40 years in the desert because of their sin. Deci este o învățătură pentru o nouă generație, pentru că cei care au experimentat sau au avut parte de experiența din Sinai au trebuit să moară în pustiu, în cei 40 de ani de pelerinaj. So they didn't have themselves this great experience, but Moses teaches them how to live religion without having themselves this great experience. Așadar, auditoriul lui Moise din Deuteronom nu a experimentat acea generație nu a experimentat ei înșiși revelația sinaitică, dar sunt învățați de Moise cum să-și asume această experiență prin învățătură pe care didactic. So a central aspect of Deuteronomy is how to transmit faith in times of great change. Așadar, un alt aspect deosebit de important al Deuteronomului este acela de a arăta cum se poate transmite credința în vremuri de mare schimbare. Again, true for us today. Lucrul valabil pentru noi și pentru noi astăzi. And it is not only So it is not only teaching for the second generation, but for all coming generations, as we can read in this verse. Nu este o învățătură numai pentru următoarea generație, ci pentru toate următoarele generații, așa cum se poate observa din versetul acesta 28 al capitolului 29 din Deuteronom. Cele ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, dar cele descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri până în veac, ca să înfăptuim toate cuvintele acestei învățături. These were some principal aspects on Deuteronomy. Toate acestea au fost câteva principale caracteristici, aspecte ale Deuteronomului. On the handout, you can see in the next two paragraphs two specific aspects that I would like to reflect upon together with you. În pagina pe care le-ați primit, puteți vedea două pasaje asupra cărora Dominic dorește să reflectăm împreună.
Moise ca interpret al revelației divine și învățătura orală și scriptură pentru generațiile viitoare. Now the first concerns the fact that Moses teaches Israel the revelation of God from Mount Sinai, Mount Horeb. Prima dintre cele două pe care le-a rostit Dumnezeu presupune faptul că Moise învață pe israeliți despre experiența pe care a avut-o în muntele Sinai. He emphasizes very strongly that what he teaches is precisely what God revealed to him at Mount Sinai. El subliniază faptul că ceea ce el îi învață pe ei este exact ceea ce i-a arătat Dumnezeu în muntele Sinai, ceea ce a descoperit Dumnezeu acolo. But if we read very carefully, we may be shocked. Însă dacă vom citi cu atenție, am putea fi șocați. Because we will find that there are differences between what we read in the book of Exodus and what Moses really says. Pentru că vom observa că sunt diferențe între ceea ce se spune în cartea Exodului despre cele descoperite în muntele Sinai și în raport cu cuvintele lui Moise prin Deuteronom. So I chose for you one of the most shocking examples. Și ne-a propus unul dintre cele mai șocante exemple. Because we even find this in the Ten Commandments, in the Ten Great Commandments. Aceste diferențe se găsesc chiar și în cele 10 porunci, cuvintele Decalogului. In the book of Exodus we read that God revealed them and even with the finger of God he wrote them into tablets of stone. Din cartea Exodului știm că aceste cuvinte au fost scrise însuși degetul lui Dumnezeu. Pe table de piatră. So it's difficult to change something that is written by the finger of God in tablets of stone. Și este, prin urmare, cu siguranță greu sau imposibil de modificat ceea ce însuși Dumnezeu a scris cu degetul său pe table de piatră. Pe acest material solid. Unfortunately, what Moses says is not exactly what God had written. Din nefericire, ceea ce Moise spune nu este exact, nu sunt exact cuvintele pe care Dumnezeu le-a scris. If you don't believe me, you can check in your own Bibles. Dacă nu credeți pe Dominic, el vă îndeamnă să verificați în propriile voastre Biblii. So I put the two texts for you in this two tablet this table. One is the Sabbath commandment in Exodus 20 and one in Moses' quotation in Deuteronomy 5. Textul biblic pe care ne-l propune spre comparație este porunca păzirii sabatului din Decalogul din Exod, dar și cu lectura acestuia din varianta din Deuteronom a Decalogului. So I invite you to read on your own. It's brief text, and to see what the differences are. So the question is, what are the differences, and how can we interpret them, how can we understand them, how can we explain them? Invitația pe care ne-a lansat este să citim acum cele două coloane și să căutăm să identificăm care sunt deosebirile între ele. So I think this is very easily visible, and whoever would like to mention a difference that you can see, please do so. Îmi dorește să, ca oricare identifică cel puțin una dintre diferențe, să o menționeze cu voce tare. Deja subliniate. For example, so would you like to mention one? Oul, asinul, cele mai simpatice animale. Yes, so there are animals. Dezvoltare, nu e ceva schimbat.
E doar o dezvoltare. It's a development, so, not something. It's not a real change. Yes, yes, yes. So you but I think it wasn't written by the finger of God. Oh, no. Sorry. We can discuss about. But yes, so it's an amplification. It's amplified. You say these animals are especially sympathetic. I'm a very good heart. Very good. Other aspects. What other changes do we find? Ce alte modificări sau deosebiri putem identifica? Vă rugăm. Deci în prima coloană specifică foarte clar, să-ți aduci aminte, iar în cealaltă coloană spune să păzești ziua de sabat. Precum ți-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău. Este o diferență. Sunt toate care același sens. Converge cumva. Thank you very much. Yes, so a different verb is used here that expresses the content. Thank you very much. Și am pus ceva remarcat persoana din auditoriu. În cele două pasaje sunt folosite verbe diferite care reflectă cerința, exigența. Now the most the greatest difference we find in the reason that is given for why the Sabbath should be kept. Cea mai mare diferență este, o găsim însă în menționarea motivului, temeiului pentru care trebuie păzită ziua de Sabbat. So in Exodus 20:11, all of us know this text, it's of course the seventh day of creation, when God rested, that is the reason why we should keep the Sabbath. În varianta din Exod a acestei porunci, temeiul este însuși ziua de odihnă, ziua în care Dumnezeu s-a odihnit după cele șase zile în care a creat cerul și pământul. While in Deuteronomy, what does Moses say is the reason why we should keep the Sabbath? Iar în Deuteronom este Exod motivul pentru care noi trebuie să păzim ziua de Sabbat. Exodus on Egypt. Yeah. But you know, Moses was very old, 120 years. The first tablets were broken, so the differences are normal. yes, good observation, it was quite old. But in the end of the book of Deuteronomy, we read that his eyes were not dim. But so his memory is not spoken of. Well, I'm not so certain, because in other traits of Deuteronomy you can see that Moses has never been as intelligent as in Deuteronomy. I should be translated, okay? Era o dezbatere între Dominic și persoana din public. Ceea ce vrea să arate Dominic este faptul că în Deuteronom 34, în ultimul capitol, este scris în mod explicit faptul că ochii lui Moise, iată, de a privi tablele și a înțelege foarte bine cuvintele, nu erau deloc îngreunați sau nu avea dificultăți de vedere la această vârstă înaintată. Mai mult decât atât, spre deosebire de celelalte cărți, Exod și Numeri, n-aș zice Levitic, Moise este prezentat în termen foarte pozitiv, din punct de vedere al înțelepciunii sale, nu comite greșeli, cum comite în alte părți ale firului narrativ. There is another, maybe not so grave difference, but again Moses expands in verse 14. În varianta din Deuteronom a acestei porunci a păzirii zilei de sabat, Dominic mai identifică o dezvoltare, anume aceea ca să se odihnească robul tău și slujnica ta ca și tine. How could we explain this phrase? Why does Moses add this phrase? Cum am putea să explicăm acest pasaj? De ce a adăugat Moise acest pasaj? Întrebarea cred că este una reală, în sensul că vă invităm să... I think that as well as here, as well as the 15th verse, it's a way of him to remember the Jews that they were once slaves and not to behave
like the Egyptians behaved them in the past. It's not, I don't think that he destroys what he said about 40 years or long ago. He states more clearly something for the very difficult people that had to endure. In order for them, it's a legacy, in order for them to do the right job in the front of God. Otherwise, they would have forgotten it anyway. I agree. He places great emphasis, additional emphasis on this aspect. You were yourself a slave, therefore you never must keep slaves, and on the Sabbath, your slaves should rest as you. Prin urmare, o completare la, la ceea ce Sergiu a spus, Moise adaugă acest pasaj pentru a sublinia faptul că nu numai fiii lui Israel trebuie să se odihnească în zi de sabat, ci și slujitorilor trebuie să facă același lucru. Deci să li se ofere și lor odihnă, repaus. Sclavi. Și chiar veneticul. So chiar, și chiar acel gher, da, yeah, și veneticul. The stranger, the one that doesn't live there, yes. The foreigner. The foreigner. So, I think we agree that the substance of the commandment is not changed, but the words are changed. Prin urmare, cred că suntem cu toții de acord că esența poruncii nu este schimbată, în schimb, dar la nivelul cuvintelor există câteva diferențe. And so we can see that, that even in this most holy text, the most holy words of the Ten Commandments, Moses adapts the wording to a new generation, new situation. Observăm, prin urmare, că chiar și în acest context al celor mai sfinte porunci ale celor 10 de-al decalogului, Moise își permite să facă modificări la nivelul cuvintelor pentru a adapta conținutul în raportul noua generație. This phenomenon, this way of interpreting the laws of God, is not just there in the Decalogue, but in the entire laws of Deuteronomy. Această manieră de raportare față de legislația sinaitică nu este specifică acestui pasaj sau decalogului, ci întregii re-expune sau expunerii din Deuteronom. In Exodus we read, in Exodus 21 to 23, we read the laws that God reveals to Moses privately. În capitolele de la 21 la 23 din Exod putem lectura, citi acele porunci pe care Moise le-a primit de la Dumnezeu în interacțiunea sa de unul singur cu acesta, nu precum decalogul care a fost rostit în fața întregului popor. In Deuteronomy 5, he tells us that he will now explain what he received from God on Mount Sinai. În Deuteronom 5, în schimb, el spune că va prezenta ceea ce i s-a prezentat numai lui însuși atunci în Sinai. Este consemnat în cele trei capitole din Exod. But what then follows in his explanation in the center of the book is sometimes quite different from what we find in Exodus. Însă ceea ce găsim în Deuteronom, în capitolele în care tratează și expune această legislație, găsim diferențe, uneori diferențe în raport cu poruncile așa cum sunt consemnate în capitolele de la 21 la 23 din Exod. So, at first sight, this could look like a mistake in the Torah. La o primă vedere, am putea crede că este vorba de... s-a strecurat o greșeală, este vorba de o greșeală în Torah. On more reflection, I think it's one of the greatest aspects of intelligence of the Torah. La o reflectare profundă, în schimb, se poate observa că acest lucru evidențiază înțelepciunea Torei. Because within one life, the Torah shows us that rules
need to be adapted to new situations. Deci în cursul vieții, în speța cursului vieții lui Moise, tura legile lui trebuie adaptate de la context la context. So a principle, we could even say a law of the Bible, is that the Bible needs to be interpreted. Așadar, un principiu biblic sau o lege a Bibliei este aceea că Tora trebuie, învățătura trebuie interpretată. It needs to be interpreted because times change. Trebuie interpretată pentru că vremurile se sunt în schimbare. And the word of God becomes true again for the new generation, for the new situation. În acest fel, cuvântul lui Dumnezeu devine actual pentru fiecare nouă generație. So Moses, in the entire book of Deuteronomy, becomes the exemplary teacher, the example as a teacher for all future teachers. Prin urmare, Moise în Deuteronom se prezintă ca învățătorul prin excelență, învățătorul tuturor celorlalți învățători legii, model. So, a beautiful passage on this is what I mentioned here, Deuteronomy 31:9-13. Un exemplu pe care vreau să vi-l aduc în vedere este pasajul din Deuteronom 31, versetele de la 9 la 13. Citez. Moise a scris legea aceasta și a dat-o preoților, fiii lui Levi, care poartă arca alianței Domnului și tuturor bătrânilor lui Israel. Moise le-a poruncit la fiecare 7 ani, în timpul anului în care se anulează datoriile la sărbătoarea corturilor, când va veni întreg Israelul ca să vadă fața Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl va alege, să citești legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor, să convoci poporul, bărbații, femeile, copiii și străinul care va fi în interiorul porților tale, ca să audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească și să împlinească toate cuvintele acestei legi. Copiii care nu cunosc să audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru în toate zilele cât veți trăi în țara spre care treceți Iordanul ca să o luați în stăpânire. The next section that I wanted to mention concerns teaching for future generations. Următoarea secțiune propunerii pe care o face vizează învățarea sau predarea învățăturii spre o nouă generație. Now I will summarize very briefly a complicated story. Încearcă să va rezuma, ne va prezenta într-un mod sintetic o complicată, o istorie complicată. Our archaeologists have discovered texts that have been lost for more than 2,000 years. Arheologii au descoperit texte care au fost ascunse sau ascunse de vreme, pierdute pentru mai bine de 2000 de ani. So, the Assyrians who destroyed the northern kingdom of Israel built their cities what is now Iraq. And here we have discovered many texts of the Assyrians. Asirienii care au distrus regatul de nord, Israelit, numit Israel, și-au zidit cetățile în părțile Irakului de astăzi. One of the most fascinating texts is this tablet. Context în care, locuri în care s-au găsit aceste texte prețioase despre care eu vorbeam. One of the most fascinating texts. Unul dintre cele mai fascinante texte este această cel prezentat pe acea tabletă. It was discovered in 2009. There were early examples already.
A fost descoperit în 2009, dar mai sunt și alte exemple mai recente. Yes. This text is a very violent text of the Assyrians that commands to be loyal to the Assyrian king and to his successor for the next generations. Acest text este un text Domnul zice că este violent în sensul că poruncește asirienilor să fie loial, să fie fideli urmașilor regelui Asiriei. Now, the fascinating thing is that in Deuteronomy we find very similar ideas as we find in this text, but completely in a new context. Ceea ce este fascinant este că în Deuteronom se găsesc idei similare, în schimb transpuse într-un alt context și într-o altă lumină. So, this is an example where we can see that even in this Assyrian text is required that the children should and the grandchildren should be taught, and that this means life for the survival in the Assyrian Empire. Ceea ce este interesant că însuși în textele acestea asiriene se vorbește despre învățarea copiilor, a urmașilor, maniere prin care se păstrează viața, se protejează viața în contextul regatului asirian, imperiului asirian. While in the book of Deuteronomy we find this beautiful passage of how children should be taught to learn and be faithful to the divine word. În vreme ce în Deuteronom se observăm un foarte interesant pasaj în care se spune, arată cum copiii trebuie învățați pentru ca poporul să rămână în viață în lume. Again, Moses says that this means life, so that we live. This is the reason to survive and to live well, if we keep these commandments. Moise condiționează viața, sau viața, viețuirea bună, de păzirea acestor porunci. But the context is completely different from the Assyrian text. By the Assyrians demands that one should be faithful to the king. Moses demands that one should be faithful to God and his word. Contextul însă este unul diferit de cel al textelor asiriene, pentru că în vreme ce în acele texte se pretinde această fidelitate pentru a garanta existența imperiului, în cadrul Deuteronomului Moise îndeamnă la păzirea poruncilor pentru a putea trăi, pentru a conserva viața în general. Perhaps here in Romania we could even compare that to, let's say, communist times when politics claimed all the power, but religion still survived because people stayed faithful to God. Am putea să folosim un exemplu acel al perioadei comuniste în care regimul pretindea fidelitate în vreme ce grație religiei poporul a rămas credincios. Okay. The last aspect that I would like to mention is that Moses is a great writer. Ultimul aspect pe care Dominic dorește să-l evidențieze este acela că Moise este un mare scriitor. Himself, el însuși, let's move on. I don't have it. Himself, as we read earlier, himself wrote down the Torah. Așa cum a spus mai devreme, el însuși a scris Torah. But he also commands that the future king should have a copy of this Torah. El însuși cere ca viitorul rege al Israelului să dețină o copie a legii, a Torei. And even more so, he commands that these words should be written
on the doorposts of Israel. Mai mult decât atât, cere ca aceste legi să fie scrise și pe ușorii caselor. So, and it's a great honor and pleasure to have Rabbi Raphael Schaffer with us, because he could explain much better to us how this practice of Jewish prayer realizes what Moses commands. Avem oportunitatea și onoarea de a-l avea în mijlocul nostru pe primul rabinul Raphael Schaffer, care ne poate explica mult mai bine practica aceasta poruncită de către Moise. Have the words of the Torah written in small scrolls on the forehead, on the hand, and on doorposts. Ei au cuvintele legii scrise pe suluri mici, purtate la frunte, pe mâna dreaptă sau la stângă, iertați, sau la la intrare pe ușorii ușii. So this practice is a way of being always near to the word of God. Această practică presupune sau presupune a fi sau conservă apropierea dintre oameni și dintre evrei și cuvântul lui Dumnezeu. Now today we have become very familiar with books and written texts. Astăzi am devenit foarte, suntem foarte familiari cărților, textelor scrise. But 3000 years ago there was very little writing. În 3000 de ani, însă, scrierea era foarte rară. It was a revolution of the media. A fost o revoluție a mijloacelor de comunicare. And Moses, we could say, was one of the great revolutionaries who distributed the media of the word of God in writing to the entire people of God. Moise a fost unul dintre revoluționarii care a transmis cuvântul lui Dumnezeu pe această pe atunci nouă cale de mediatizare a cuvântului lui Dumnezeu. Today we are fascinated by smartphones and our computers, and they are a new revolution of the media. Astăzi suntem pasionați de smartphone-uri, de calculatoarele noastre care sunt obiecte, mijloace ale de comunicare ale zilei de astăzi. So today I learned that Chief Rabbi of Romania uses Facebook and email to communicate his teaching to all Jews in Romania. Astăzi duminica aflat faptul că însuși rabinul Raphael Schaffer folosește aceste instrumente media pentru a putea comunica instrumente media precum e-mailul, contul de Facebook sau pagine de internet pentru a putea comunica cu comunitățile evreiești din țară. So we can see that he is a true student of Moses. E mare loc să văd că este un bun elev al lui Moise. And this leads me to the final question. Ce putem învăța de la Moise? Lucru care conduce pe Dominic să ne adreseze întrebarea centrală. Ce putem învăța de la Moise? So, I think Deuteronomy is one of the most intelligent books of the ancient world. Este de părere că Deuteronomul este una dintre cele mai inteligente cărți ale lumii antice. I think that it could even be the most influential book in all history. Crede că poate fi cea mai influentă carte în întreaga istorie. Because it is at the very foundation of Judaism. Pentru că se stă la temelia judaismului. And without Judaism, historically speaking, there would be no Christianity and no Islam. Iar fără iudaism, din punct de vedere istoric, nu se poate vorbi despre, nu s-ar fi putut vorbi despre creștinism sau islam. We are all pupils of Moses. Suntem cu toții
As Christians, of course, we are also students of Jesus. În calitatea de creștini suntem desigur și elevi ai lui Isus. But we remember the scene in the Gospels where Moses meets Jesus meets Moses and Elijah and talks with them about God. Ne reamintește faptul că în muntele Taborului, la schimbarea la față, Isus se întâlnește cu Moise și cu Ilie și discută. So at the end my little summary is what I wrote. Let's could you just read it or explain this paragraph? Prin urmare, asemenea lui Moise, trăim în vremuri de mari tranziții. Revoluția tehnologică creează astăzi o societate într-adevăr globală, iar la rândul nostru trebuie ca și noi să reflectăm asemenea lui Moise la trecut, în prezent și gândindu-ne pentru viitor, interpretând tradițiile noastre antice în sprijinul generațiilor care vor veni, a noilor generații. Asemenea lui Moise și noi ar trebui să ne asumăm mijloacele de comunicare atât vechi cât și noi, pentru a putea transmite la rândul nostru acele valori care conduc la viață. And I would like to finish with this one of the most beautiful to me verses in the teaching of Moses, that is at the end of his long speeches. Duminica ar dori să încheie citând unul dintre pasajele pentru el foarte importante ale învățăturii lui Moise, care concentrează. And it somehow explains what the meaning of the word of God is. Și care exprimă ceea ce învățătura exprimă învățătura lui Moise. The word of God, namely that it leads to life. Anume a faptului că conduce la viață. And Victor will read for us this final verse that is such an important program, a hermeneutical gain. Whatever we learn from the word of God, it should lead to life. Citez acel pasaj. Aduc ca martori împotriva voastră astăzi cerul și pământul. Am pus înaintea ta viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și urmașii tăi. Thank you very much. Mulțumim, Dominic, pentru această împărtășire și pentru acest exercițiu pe care ne-ai propus să-l facem citind noi înșine două texte în paralel, ceea ce nu se întâmplă poate nu prea des,